Shalom, shalom! Sunt deosebit de încurajat de numărul mare de oameni care urmăresc acest studiu. Mă bucur pentru fiecare dintre voi care ați ales să vă adânciți în cunoașterea cuvintelor lui Dumnezeu. Domnul spune, ferice de omul care găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte rumegă legea Lui. Nădăjduiesc să aveți acea putere de a persevera până la capătul acestui studiu. Și asta deoarece El ne poate îmbogăți, având în vedere că cuprinde descoperirea inimii lui Dumnezeu față de noi. Astăzi începem capitolul 2 și vreau să citesc de la versetul 1 care spune: acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Amin. Poporul Israel este într-un context în care se îndoiește de dragostea lui Dumnezeu. Și asta deoarece ei nu văd împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu și probabil sunt și într-o perioadă de criză economică. Așa că Domnul vine să îi facă conștienți că El veghează supra lor, că ei sunt iubiți de către Dumnezeu, că El i-a ales, dar în mijlocul acestor lucruri, Dumnezeu vine și să corecteze anumite lucruri. El le spune, deoarece prima poruncă nu mai este prima în viețile voastre, deci deoarece nu mă mai iubiți din toată inima voastră și nu înțelegeți că eu vă iubesc pe voi, ați început să nu îmi dați mie ceea ce aveți mai bun, ați început să nesocotiți numele meu, ați început să desconsiderați poruncile mele. Și chiar aici, în capitolul 2, Dumnezeu se adresează în special slujitorilor săi. Și este un cuvânt extrem de important care nădăjduiesc să ne deschidă ochii și să ne facă să înțelegem cât de mare responsabilitate avem fiecare dintre noi înaintea lui Dumnezeu. El spune, acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, și cuvântul acesta a asculta se referă la o ascultare inteligentă cu dorința de a înfăptui ceea ce tu auzi. El spune, dacă nu împliniți ceea ce voi auziți și dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu. Și acest cuvânt inimă se referă la centrul de comandă al vieții unui om. El vine și spune preoților sau slujitorilor al Dumnezeu, aveți probleme cu urechile, voi nu mai împliniți ceea ce eu spun că aveți nevoie să împliniți. Și apoi el spune, inima voastră este coruptă și nu mai îmi dați slava, cinstea pe care numele meu este vrednic să le primească. Și el vine și le spune, am înțeles faptul că cuvintele mele nu vă mai atrag atenția și nu sunt îndeajuns pentru voi. De aceea, Domnul spune, o să trec la fapte legate de viețile voastre. Și primul lucru pe care îl spune el este, voi blestema binecuvântările voastre. Oare ce vrea să însemne acest lucru? Voi blestema binecuvântările voastre. Acum, preoții aveau această chemare de a binecuvânta, aveau acest privilegiu de a rosti binecuvântările lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a încredințat această slujbă de a-i binecuvânta pe oameni. Și dacă vă aduceți aminte, numărul 6, acest pasaj arhicunoscut pe care noi îl folosim la binecuvântarea copiilor mici, era de fapt un pasaj în care preoții aveau responsabilitatea să binecuvinteze întreg poporul Israel și Dumnezeu i-a învățat prin Moise cum să facă acest lucru. Ei trebuiau să spună Domnul să te binecuvinteze și să te păzească și în timp ce își ridicau mâinile înspre mulțime, de fiecare dată când mulțimea se aduna împreună pentru a primi învățătură, la sfârșitul acestui serviciu divin sau în apogeul lui, preoții trebuiau să rostească această binecuvântare aronică peste ei. Vedeți, această binecuvântare aronică nu erau doar cuvinte rostite, ci binecuvântările erau niște rostiri care erau însoțite de favoruri dumnezeiești. Oamenii de fiecare dată se așteptau ca Dumnezeu să facă ceva miraculos în viețile lor, fie că era vorba de favoruri divine, fie că era vorba de vindecare, fie că era vorba de restaurare, fie că era vorba de purtare de grijă, fie că era vorba de protecție divină, oamenii se așteptau ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și plecau din acel loc, după acel serviciu în care preoții își întindeau mâinile și rosteau binecuvântări, plecau plini de bucurie pentru că conștientizau că
ceea ce este divin vine peste ei. Dar Domnul vine și spune aici, voi blestema binecuvântările voastre. Cu alte cuvinte, în timp ce voi vă veți ridica mâinile peste poporul lui Dumnezeu și veți spune, veți rosti berca, berca, adică binecuvântare, binecuvântare, eu voi spune mira, mira, adică blestem, blestem. Și gândiți-vă să fii preot în vremea lui Maleahi, în timp ce trăiești în neascultare, în timp ce îl dezonorezi pe Dumnezeu și oamenii se apropie de tine știind că tu poți aduci favorul și binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei, în timp ce ei așteaptă ca să vină vindecare, favor, protecție divină, purtare de grijă, gloria lui Dumnezeu peste viețile lor, rostirea ta să o transforme Dumnezeu în blestem și să nu aibă parte nici de favor, nici de restaurare, nici de binecuvântare, ci boala să vină peste ei, lipsa protecției, calamități să vină peste ei, pământul să nu-și mai dea rod. Gândiți-vă cât de mare responsabilitate este peste preoți. Și am stat și m-am gândit ca și slujitor al lui Dumnezeu ce înseamnă asta. Și sunt conștient de faptul că binecuvântările lui Dumnezeu vin prin oamenii care îl onorează pe Dumnezeu. Nu a fost un om în istoria umană care, dacă a trăit în ascultare și și-a pus inima să-L cinstească, să-L onoreze pe Dumnezeu, Dumnezeu să nu-L binecuvinteze. De asta, în această dimineață, îmi doresc din toată inima ca fiecare dintre noi să luăm aminte la aceste cuvinte. Mai ales cei care suntem slujitori al Dumnezeu și slujim pe alți oameni. Mai ales noi, cei de la care oamenii așteaptă să vină binecuvântările lui Dumnezeu peste ei. Avem această responsabilitate să-L ascultăm pe Dumnezeu și apoi să ne punem inima ca să-L cinstească pe El, ca nu cumva atunci când noi ne rugăm pentru bolnavi, nu cumva ca atunci când noi ne rugăm ca prosperitate și favor să vină peste alții, nu cumva ca atunci când noi ne rugăm ca ei să fie protejați în călătoria lor sau în alte lucruri, în loc să se arate favorul lui Dumnezeu, mai degrabă blestemul lui să fie peste oameni. Abba, vreau să mă plec înaintea ta. Abba, mă înfățișez înaintea tronului tău și mă rog, în special pentru mine, mă rog să-mi dai urechi care aud glasul tău. Și nu doar să aud, am nevoie, ci am nevoie de o inimă care ascultă, de o inimă care se supune, de o inimă care te cinstește pe tine. În așa fel încât ori de câte ori rostesc cuvinte peste oameni, rog cuvinte de binecuvântare să fie binecuvântare peste ei. Tu să nu întorci rostirile de binecuvântare ale mele în blesteme peste ei. Doamne, ajută-mă pe mine și mă rog pentru toți slujitorii tăi din națiunea română. Fă să fim oameni credincioși înaintea ta ca poporul cu adevărat să experimenteze binecuvântarea ta prin noi, prin viețile noastre. Lasă favorul tău peste fiecare dintre noi, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă doresc o zi plină de binecuvântări cerești.